În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Domn, dragi oaspeți, iubiți credincioși, astăzi întreaga Ortodoxie sărbătorește Ziua Crucii, Duminica Crucii, totdeauna în al treia duminică din postul mare. Pentru noi, enoriașii Bisericii Sfinților Arhanghel Micael și Gabriel, este o dublă sărbătoare, fiindcă am reușit ca să turnăm aceste două clopote frumoase și sunătoare, care sunt și au fost necesare pentru biserica noastră, Sfântul Arhanghel Micael și Gabriel. Clopote au fost, dar s-au pierdut, a rămas clopotul cel mare și acestea două mici care le vedea. Și a fost strict necesar aceste două clopote, acesta mare de 100 de kilograme și al doilea de 34 de kilograme. Și am reușit să le turnăm și să le aducem și astăzi să le sfințim. Dar nu fără ajutorul consăteanului nostru, domnul primar de Chișinău, domnul Vyacheslav Iordan, care dumneavoastră îl cunoașteți fiecare, a copilărit în satul dumneavoastră și îl știți și părinții lui, sora și toate rudele și toți apropiații. Clopotele sunt costisitoare, este 33.000 de lei, a fost necesar ca noi să le ridicăm, să le aducem ca astăzi să le sfințim. În această zi frumoasă, cu soare, și dea Domnul ca ele să se păstreze pentru nepoții noștri și pentru strănepoții noștri, sus la clopotniță și să sune. Pentru ce? Pentru a chema pe oameni la rugăciuni, pentru a le aduce aminte oamenilor de Dumnezeu, pentru, prin glasul clopotului, să se oprească vânturile strașnice, fulgerile, cutremurile și toate celelalte. Ați auzit în paremie citindu-se, Dumnezeu îi spune lui Moise să faci trâmbițe de argint, tot un fel de clopote sunătoare, și preoții să trâmbițe, să sune de ele. Semnul acesta să fie pentru rugăciuni, semnul acesta, sunetul, să fie ca să vină oastea de la răsărit, apoi alt semn să vină oastea de la apus, de la miază zi, de la miază noapte, pentru a apăra țara de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți. Și cu venirea lui Hristos pe pământ, tot sau din secolul al V-lea, s-au reactualizat acele trâmbițe de odinioară cu clopote de episcopul pe, în vremea aceea, în Siria, Pavel, și sfințindu-se le-au ridicat în clopotniță. Clopotnița este mai înaltă și ea ne arată cu degetul spre Dumnezeu și acolo se pun și clopotele ca să vestească credincioșilor, care va servi drept obiecte de cult în cadrul bisericii noastre. La fel mulțumim și porțile acestea frumoase le-am pus tot cu contribuția totală a Dumnealui. Aceste două obiecte sunt lucrurile Dumnealui și îi mulțumim din toată inima și vom mai îndrăzni și pe viitor să mai înfrumusețăm bisericuța noastră, fiindcă nu e așa mare, e micuță și noi un sat mare și cu un primar așa de mare vom putea să obținem multe lucruri frumoase și folositoare de suflet în cadrul bisericii noastre ortodoxe. Mulți ani, domnul primar, și toate bune, sănătate în familia dumneavoastră, pace și înțelegere.
Nu stimați sătieni, am o deosebit plăcere să fiu fiul voastră la simțirea acestor clopote. Vreau să vă spun că asta nu e ultima ajutor pentru fiul voastră, fiindcă aici am fost crescut, educat. Vă mulțumesc fiul voastră, toți suntem împreună. Și vreau să vă spun că clopetele date vă fiți invitați și la rugăciune, și la bine, și la rău. Asta este viața noastră. Vreau dumneavoastră, fiindcă faptul că au fost sărbătorile de 8 martie, toate doamnele, domnișoarele care sunt aici, îmi doresc mult sănătate, fericire la toți. Fiți împreună, iubiți-vă, stimați-vă. Vă mulțumesc! Primar Vyacheslav Iordan, primar de Chișinău, ne-a dus mult mai mult decât putem noi să-i oferim în loc. Dar noi cu iconița Mântuitorului Hristos, adus de la Kiev, de la Lavra Picerska din Kiev, acolo unde sunt două peșteri cu mulți sfinți nevoitori ai secolului XI-lea, îi închinăm această sfântă iconiță pentru primăria sa, ca să-i păzească acolo de toți vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți și de tot ce este rău. Ca acolo, în biroul dumnealui, să se ia cele mai alese decizii în favoarea chișinăunienilor, fiindcă și noi plecând acolo, în oraș, văzând curățenii, văzând bine, ne simțim și noi bine, ca a doua, doilea oraș al nostru, al doilea sat al nostru în Chișinău. Poftim, primiți icoana Mântuitorului Hristos să vă păzească de tot rău. Acum să procedem la clopote. Thank you.
cazul nostru, bineînțeles, dar am emoționat foarte. Adică ați vrea să știți că cazul dat foarte mult timp și sistemul primării? Nu. Asta e că noi mult am un plan, am colectat cuburi, da. Eu vreau, asta a fost contribuția mea către satul meu natal, pentru că aici am fost educat, aici am fost, am terminat studiile medii. Și vreau să spun că dacă sacheni am strâns bani și am făcut o construcție, au ridicat construcția, dar nu au putut să colecteze bani pentru a face ce este copil. Dar na pol șoagă назад. Da. Назад. Ну, грамотно, стать, квартал бы не стать. Старинки, спальни. Работаем. Noi, parohul și inoriașii bisericii Sfântul Arhanghel Mihai și Gavril, din satul Chircăiești, raionul Căușeni, astăzi am sfințit aceste două blocuri, care sunt donația totală a domnului Viceslav Iordan, primar de Chișinău. Noi suntem foarte bucuroși că dumnealui a contribuit cu așa sumă, peste 33.000 de lei, pentru Sfânta Biserica noastră. Noi cu dumnealui am realizat și porțile centrale, care costă peste 21.000 de lei, care sunt aici montate în fața Sfintei noastre biserici. Noi îi dorim lui sănătate deplină, succesă, ca să facă multe lucruri frumoase și utile pentru țara noastră și, în ultimul rând, pentru biserica noastră creștină ortodoxă. Mulțumim din suflet! Acum biserica are glasul. Are glasul mai tare, da? Da, acum cu aceste clopotele împreună cu cel mare de 800 de kilograme care îl avem, va vesti credincioșilor ora de rugăciune și va vesti când unul dintre noi va răposa și va fi petrecut în ultimul drum tot prin glasul clopotului pentru a ieși tot și a zice Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească. Nu s-a furat, nu a fost. Vreau să zicem la război, patru la război. S-a pierdut. În primul rând vreau să mulțumesc domnului primar interimar Viceslav Iordan, consăteanul nostru, pentru donația care a făcut-o pentru biserica noastră. Și să-i dorim multă sănătate, să nu ne uite și să mai vină pe la noi cu așa lucruri frumoase. Este mare bucur. Sfânta Biserică s-a spus mine și am 15 ani. A fost preot, bătrân, peste 3 ani preot. Da, s-a făcut mai întâi. Bisericuța noastră e mitricuță. Da, pot să o iei în braț. Mă tare o iubim. Și ne atârtăiem în trans. Aici ne născut, de aici ne duce. Și doresc la toată lumea să aibă fericire, să creadă Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Noi mai știm că le găsesc cu gaz, cu apă, mă, nu am avut noi. Casa mea.